Dar oare ce se întâmplă în momentul în care prietenul tău literat îți spune că tu, în calitate de matematician, nu poți să scrii poezii, că spiritul artistic nu se află în fiecare? Păi bine, faci un pariu cu el și devii cel mai șmecher poet din perioada interbelică, aducând un limbaj cu totul nou poeziei. Salutare, dragi prieteni, și astăzi vom discuta despre acest Dan Barbilian, sau Ion Barbu, cum îi zic prietenii poeți, și despre poezia lui Riga Crypto și Lapona Enigel. Deoarece ne aflăm în modernism și asta presupune foarte multe experimente literare, această scriere nu putea să se încadreze într-un singur gen literar. Discutăm despre un gen hibrid care înglobează toate cele trei genuri literare studiate la școală, epic, liric și dramatic. În genere, scrierea este o baladă modernă cu tentă filozofică. Să vedem, dragi prieteni, despre ce este vorba și cum este ea construită. În primul și în primul rând, Ion Barb utilizează tehnica poveștii în ramă. Așadar, avem strofele 1-4, primul tablou, care prezintă un menestrel aflat în cadrul unei nunți împlinite și rugat să relateze povestea lui Riga Crypto și Lapona Enigel. Avem regnul vegetal și regnul uman, evident două metafore. Să vedem și care este povestea. Lapona Enigel este reprezentanta regnului uman, se află pe ultima treaptă a evoluției, da? De data aceasta femeia se află pe ultima treaptă. Deci ideea de Lucifer întors, că în Luciferul Cătălina se afla pe treapta inferioară și Hiperion se afla pe treapta superioară, Hiperion aparținând regnului masculin și nu feminin, deci de asta de aici, da? Barbu nu mai este misogin. Bravo, Dănuț! Această poezie se încadrează în perioada baladesco-orientală cu elemente ermetice a lui Ion Barbu. Povestea prezintă călătoria de natură inițiatică a Laponei Enigel. Ea pleacă de la polul nord la polul sud cu renii. Oare ce se întâmplă în drumul ei? Ajunge în pădurea unde domnea Riga Crypto. Iar în visul ei, exact ca în Luciferul, deoarece nu puteau să vorbească în realitate pentru că aparțineau unor regnuri diferite și totul se întâmplă în vis, Riga Crypto îi apare în vis și spune așa: Enigel, Enigel, ți-am adus dulceață, iacă, uite fragii, ție dragi, ia și toarnă-i în puia. După această ofertă, care are clar scopul de a o combina, ea ce face? Îl refuză și spune așa: Rigă spân de la sân, mulțumesc dumitale, eu mă duc să culeg fragii, frages mai la vale. Practic i-a dat cu friendzone nivel 9999. Refuzându-i fragii și Riga Crypto, nefiind o persoană care să renunțe, evident insistă și spune așa: Enigel, Enigel, scade noaptea, ies lumine, dacă pleci să culegi, încep rogu-te cu mine. Adică el se oferă, îi spune: te rog, ia-mă pe mine. Evident, ea îl refuză și spune așa: te-aș culege, Riga blând, zorile încep să joace, și-și umed și plăpând, teamă mie te frângi. Curând, lasă, așteaptă, de te coace. Următoarea conversație dintre ei este una de natură filozofică. Lapona îi spune așa: că dacă în iarnă sunt făcută și ursul alb mi-e vărul drept, din umbra deasă desfăcută mă închin la soarele înțelept. Mă închin la soarele înțelept, că sufletul-i fântână în piept și roata albă mi-este până ce zoace în... Riga Crypto, fiind refuzat, ce face? Dar soarele, aprins inel, se oglindi adânc în el de 10 ori, fără sfială, se oglindi în pielea-i cheală. Adică el nu vrea să accepte, nu vrea să-și accepte condiția și atunci se expune la soare. Da? El iubea umbra, el creștea la umbră. Se expune la soare și este ars de soare, adică încearcă să-și depășească condiția. Și atunci, dacă respecta treptele care îi permiteau cunoașterea, atunci el nu se ardea, dar a vrut să sară câteva etape. Avem o poveste simplă aici. Atenție la etape. Nu e bine să sărim etape. Ideea e că Riga Crypto se căsătorește cu măsălărița, adică jumătatea lui. Cu toate că am amintit de ce este un Lucifer întors, e bine să discutăm puțin mai în detaliu. În poemul Luciferul, ființa superioară aparține planului masculin, iar ființa inferioară aparține planului feminin. În această poezie este invers.
În schimb, Luceafărul, necunoscându-se pe sine, își dorește ba chiar să devină muritor, să renunțe la ceea ce este el cu adevărat, pentru a se împlini prin intermediul iubirii. În tabloul al treilea, Luceafărul va deveni Hiperion, pe deasupra Mergătorul.